Are peste 70 de ani și este una dintre cele mai experimentate poștărițe din raionul Căușeni. Vorbim astăzi despre Ecaterina Mocănașu din satul Cârnățeni, raionul Căușeni, care de 56 de ani stă de strajă meseriei. Spune că a îmbrățișat această funcție odată ce a ieșit de pe băncile școlare, iar din anul 1966 muncește ca poștăriță. A fost cea care a deschis oficiul poștal din Plopștiubei și din Cârnățeni, iar din anii 60 ai secolului trecut nu și-a mai schimbat locul de muncă. În sfera poștii din 1966, îndată după terminarea a 11 clasă în Căușeni. Știți că nu m-am gândit niciodată că chiar am să lucrez și am să șed așa de mult în poște. Pur și simplu, când eram la școală, la lecție de limba rusă, profesoara ne-a dat acolo o lucrare. Era ceva, un fel de interviu. Cum? Adică aia ca dacă m-am dus la poștă, ori la magazin, cum am intrat, cum m-am salutat, cum m-am întrebat, tot frumos și... Nu știu, deși atunci am ales și am scris dialogul ăsta că la poștă am fost. Și îndeopște când era frig, eu intram în oficiu poștal din Căușeni, era o clădire veche după Casa de Cultură, dar era cald, drânsa, și intram și dăm și studiem pe păreți și era scris. Toate reclamele și le anunțuri și mai erau acolo. Și pe urmă am terminat școala și am vrut să mă duc la Institutul din Tiraspol să învăț, am trimis documentele pe poștă. Și așa și nu m-am mai dus la examene. Am deschis oficiul poștal la Plopștiubei și de atunci lucrez în poștă. Vroiam, desigur, pe urmă să mă mai duc undeva, poate să învăț. Ba nu erau condiții, ba, mă rog. Dar de-aia mă depresasem cu lucrul și îmi plăcea. Deși lucram, deși mai tare îmi plăcea. Deodată am lucrat cu poșta, pe urmă a venit un instructor de la Banca de Economie și ne-a mai instructat și am început să lucrez cu Banca de Economie totodată. Așa am lucrat până și lucrez și azi. De-a lungul timpului, viața poștașilor s-a schimbat esențial, afirmă femeia, care nu-și imagina vreodată că va putea lucra și la computer, dar și pe acesta l-a învățat. Când a venit vorba că se computerizeze oficiile poștale, era doamna Tădirașcă, lucra la noi și eu așa și spuneam că zic eu, dacă îmi dă calculator la poștă, eu lepre lucru, că zic, n-ați pot să lucrez cu șerșelul și ăla, zic, eu mă tem, zic, n-ați pot lucra. Dar pe urmă, văd că m-am deprins și cu dânsul. Ei m-a mai întrebat pe urmă, zic, și lepre lucru? Nu, zic, de-am gata, am mai ușor cum era, că noi atunci ce și plătim pensii sau prinem ne ca telefoane, internet, lumină, gaz și mai era atunci cum era. Toate eu să le scriem de mână. Ziua lucram în poștă, prinem, seara le luam acasă și dăm și scriem. Registrele toate, ca două zi trebuie numai decât să le trimitem la Căușeni. Și dare de seamă la Banca de Economie, tot în fiecare zi trebuie să o facem și să o dăm, altfel trebuie puteți să te încurci. Și am mulți de mai tot cât de cât e mai ușor, că nu eu acasă de lucru, de gata, dorm și eu liniștit. Oamenii din sat o cunosc cu toții și o respectă, spun că își face meseria bine și că sunt mândri că la vârsta ei, doamna Ecaterina încă mai poate lucra. Eu nu-s din sat de aici, dar când am venit ei lucra, da. Lucra, da. Eu am 70, da. Eu și mie e foarte bună și răbdătoare și ne răbdă pe un sat întreg. Și, cum, normal. Lucrează, nu ne supără, nu supărăm noi pe dânsa, poate așa, la lucru cum. Profesia de poștaș este interesantă și necesită răbdare, spune Valentina, care la cei 40 de ani ai săi zilnic bate cărările satului pentru a le livra facturile, pensiile și scrisorile sătenilor. Nu-și imaginează să facă altceva și spune că este o profesie de viitor. Orice muncă are lor. Pensii, scrisori, ziare, reviste. Cu publicul e foarte greu de lucrat, cu oamenii e greu de lucrat. Le-aș dori sănătate, putere și prosperitate, cât mai multă, să fie salariul un pic mai, cât mai decent. Vă reamintim că anual, la data de 9 octombrie, este marcată Ziua Mondială a Angajaților din domeniul poștal.